Deci dacă nu va fi aleasă, își dă demisia de la, din prim-ministru? Păi de ce să-și dea demisia din prim-ministru? Păi eu vă spun că ce circulă, deci nu. Încerc să mă lămuresc. Nu sunt nicio formă, nu. Deci nu există așa ceva, o astfel de discuție. Eu personal nu știu de o astfel de discuție. Premierul a spus foarte clar că e o competiție deschisă, nu se merge la pachet, adică fiecare votează cu cine vrea. Nu cum era pe vremuri, când erau listele deja contrafăcute și când am candidat noi la vicepreședinți, deja numele noastre erau tăiate de pe listă. Adică de data asta cred că totuși se merge puțin mai democratic. Da.